Ascultați! În dulapul de serviciu veți găsi 11 cutii. Este momentul să vă folosiți imaginația și să trimiteți un cadou sau un mesaj suficient de mic încât să aibă loc în cutie. Așa să fiți originali. Nu sunteți... Bă, dar ia mă, citește tu. Nu sunteți obligate să împărtășiți celorlalte fete ce anume ați pus în cutie. Băi, ăsta, Dănuț, când vorbesc eu nu te mai bași peste mine, da? Păi și pixul. Băi, dar nu vă duce capul ăla deloc. Cum adică pix, mă? N-am idei, dar încerc să văd ce-mi iese. Bă, trebuie să fii original. Fă-i o rățușcă, fă-i o floare, fă-i ceva. Dar scrieți ceva, dar mă gândesc să nu fiu prea exagerată. Nu, ne-a pus la grea încercare. Fac și eu pentru Maria sau Dănuț, dar n-am ce treabă. Eu deja dacă îi trimit acum lui Andreea, e ca și cum o să... Dădea că deja gata, sunt cu ea. Asta după rușine mai neagră. Eu mă gândeam să îi fac o inimioară, de-aia să-i scriu ceva pe inimioară și atâta. Păi zic că dăm șobolan și atâta șobolanul și prinde și acum e momentul. Băgă-mea și picior, stai că vă arăt eu artă. Hai mă, că a ieșit două în pana mea. Tom și Jerry când i-a bubuit grenata în gură, știi? Poți să-i pun cotorul ăsta de la măr? Trimite tau. Stai băi, băi, lasă-mă, ce scrii mă pe aia, băi, boule, băi. Profita și lor? Ce să scriu, că a scris al meu, fece steau. Thanks. Ia, no. Yeah. Yeah. Vezi, nu te sperii. Au. Mădălina. Tocmai un semn ăsta. Uite. A, Lumea toată e împotriva mea. Să scoatem ceva din sfârșiturile astea. În afară de mama ta. Pe pambagă o canteră, o de-aia mică de copil. Nu sunt destul mama omul, că nu se știe. Pentru că nici Roxana nu poate prea... Poate să trimit un har. Cum se râd la... Doamna Chiorghița. Ia vezi, dar să nu râd, să nu mă faci așa. Ce să râd, mă? Ai compus tu? Nu, eu. Nu, el și-a scris el, dar a scris... Nu e poezie, nimic, e decât așa, gânduri. Și sper să nu se împungă în acul ăsta. Bă, știi ce trebuia să faci, băi, Flavius? Ce dai cu... mai trebuia să... Cu cremă de aia de pantof pe buze, să-i pui buzele, așa, știi? Da. Dar nu gura căscată. Da, nu ți. Păi tu așa o ții căscată. Eu am buzele mai mari. Aș vrea să... Cu drag buzatul tău. Și dacă eu vreau să cunosc pe alt băiat care e luat, care e profil... N-ai tu tău! Când va fi un cutremur în relația la vreo unul, să întoarcă spatele, să citească. Știu că e prea mult. Aaaa. Nu e nevoie să spui. Tu vezi câtă silință îmi dau eu aici, să dea d*** și că nu mai pot de nevi. Mă udam de câte. Mi vor casă, copii. Cine vrea casă? Andreea. Dacă loc cu casă și cu copii e clar. Mamă, câte nenorociri, frate. Uite ce fericiți sunt la început și când le-o trânti un plot să vezi și crezi sunt toți. Ia cu Marian! Hai, să ne luăm de sus, că și așa suntem copiii unii mei. Nu ne place nici vântul, nici pământul. N-aveți ce să vă spuneți mai multe. Mamă, deci mă simt să mână, vine să sargă. Trebuie să-i dau un mesaj de optimism și de încredere în ea. Dar e locul prea așa, Mădălina. Uite, ea care mi-a văzut pe niciunul. Da, frate, dar are cui să-i trimit? Cui, dar ei trimit, nu pentru că dacă mi-mi zice că e pentru Cristian, zic, ce aveți, sunteți nebuni? Eu n-am scris pentru nimeni. Treaba e să-l facă puzzle-ul neapărat. Da, și plasmul să fie și el cât de cât greu. Mă, Dănuț, la cât de lași este, că asta pot să spun despre el, că s-a dat la o parte numai că i-a spus, vezi că aia e a mea și el nici măcar nu cunoștea persoana. El deja a pus etichete, că ai luată. Ce cu Făguș Nicolae, că trece prin el, ești nebun? Nu, dar aia te luaște ce e. Dar nu contează, de ce mă bagi unde nu vreau să intru? Cum ar veni, eu spui românește, îmi dai tu un SMS. Eu așa făceam când îi dea SMS-uri, eu toate le legam, toate le cumpăr. Da, să mă pune și voi cum vă taie capul și dacă ochii mulți îmi bine, dacă nu iar e bine. Dacă nu, să facă ei bine, nu? Scrie, mă, Lucian a aflat de curând că te-a tras foarte mult de băieți. Bă, așa trebuia bă, să facem de fiecare băiat în parte, da. Mâine seara ne dă și nouă de-astea să facem și noi. Uite, mai rog eu trebuie. Lu Marinaru, cui să-i trimit? Știi să desenezi, mă, pescăruși? Mireasă pentru fiul meu.